No, dar ce faci, doamnă? Ți-ai adus gibolița în casă? Măi, oameni buni, n-am crezut cum trece și prinde n-aia este lucruri. O fu gata, gata, de pierit, gata. Anuca noastră a trecut prin niște momente tare, tare grele în ultimele 4 zile. Sau chiar o săptămână, putem zice, pentru că a avut diaree, scaune foarte moi, i-am cumpărat tot ce trebuie, tratamente naturiste, foarte bune. În câteva, în 2 zile și-a revenit perfect la normal. După alea 2 zile nu s-a mai ridicat de jos. Deci scaunele și-au revenit. Așa. Și o trecut ziua aia în care am văzut-o că e foarte bine, mănâncă. După aia nu s-a mai ridicat de jos. N-am știut ce-i cu ea. Ce nu se ridică de jos? Am ajutat-o, am ridicat-o, i-am dat lapte cald, i-am dat tot ce trebuie. Îi se face somn. S-a dus Daniel, o cumpăra de la farmacie, iarăși calciu. I s-a recomandat să îi dea un pic de antibiotică, poate are ceva ce nu e în regulă. I-a dat o tură de antibiotic. Până astăzi dimineață, astăzi după masă, când o fo gata, gata, gata. Deci, acum e de 10 ori mai bine, de 10 ori puțin spus. Păi cum să nu fie bine? Diferență de la lună la... Lângă sobă, ea arde focul în sobă, pat curat, păturile le-am adus din casă. Așa diferență de la cer la pământ. Păi am... Când am adus-o din adăpost, exact ca și, ca și pe o mortăciune am adus-o de acolo, era gata. Deci nu, capul nu-și ținea absolut deloc. Nimic, nimic, nimic. Atâta că o vedeam că respiră și atât. Am sunat repede pe cineva de aici din sat. Na, hai, hai, ce faci? Da, păi da, pune-ți capul undeva unde trebuie. Deci, mișcările astea, să știți că nu sunt brutale, nu sunt rele. Trebuie să înviorezi animalul și să-l faci să prindă viață. Nu o fac, nu o fac cu ură, cu răutate. Da, iubire. Hai, da. Da. Deci prima dată și prima dată am sunat-o pe doamna Anca, doamna farmacistă, de unde cumpărăm noi tot timpul tot ce ne trebuie pentru animale. Ne-a recomandat să sunăm un medic foarte competent. Am sunat, ne-a spus că nu poate să ajungă exact în momentul respectiv, pentru că și el era la o cezariană, la o oaie. Era târziu, era ora 6. Între timp am zis, hai să vorbim cu tehnicianul veterinar de la noi din sat. Am vorbit, a venit de urgență, s-a uitat la ea, a spus, trebuie ridicată temperatura, pentru că nu avea decât 35 de grade Celsius temperatura corpului. Ceea ce e foarte grav. Foarte mică, pentru că ei trebuie să aibă între 38-39, în mod normal. Așa, ridicați temperatura, dați-i apă cu glucoză sau apă cu zahăr și s-ar putea să-și revină. Prea mult el nu a putut să ne ajute pentru că el oricum e în pensie. Deci el numai ne ajută așa, cu sfaturi și cu ce se mai poate. Și o să continui o poveste de aici pentru că am uitat un aspect foarte important. Andreea a umblat astăzi prin oraș, a avut treabă, cumpărături, lucru o grămadă. Și am rămas singur acasă cu toate animalele. Eu am dat un ochi de dimineață, rutina de dimineață, m-am uitat la Anuca, am văzut că mănâncă, rumegă și dea jos. Am considerat că situația e în curs de ameliorare. Însă atât a fost de dimineață și eu m-am dus la alte treburi. Mi-am cărat gunoi pe la pomii. Mi-am granulat cereale la capre pentru că o fătat și trebuie să le dau furaje mai de calitate și mai bune. Și n-am mai trecut pe la ea, că n-am avut vreme. Când a venit Andreea din oraș, cu mămică sa, cu sacra, au mers la ea să o vadă și ele au fost foarte dezamăgite. Eu am crezut că numai ele dezamăgite așa, de surpriză, de cum o văd, știi? Dar a fost chiar grav, pentru că atunci când am ajuns eu la ea,
Spre deosebire de azi dimineață, când era cu capul sus și rumega așa calmă, cum îi e, așa. Acum stătea așa cu capul acolo pe fund și gândești că nu, am o cântață-mi de prohod că eu mă duc. Ne-am alertat foarte tare, v-a spus Andreea partea cu tehnicianul și până a venit doctorul, totuși știam că domnul doctor va veni mai pregătit și va avea tot ce trebuie, dar între timp am adus-o în casă, am adus-o în bucătăria de vară, care va fi probabil bucătăria permanentă. Și în momentul de față am transformat-o în grajd, pentru că am făcut foc în plită, e o căldură bună și ne bucurăm că Anuca se simte mai bine. Dar să vă continuăm povestea, că a fost o mare, mare dramă pentru noi de data asta, pentru că noi am început să ne îndrăgostim de bivolița asta. E o bivoliță foarte calmă și foarte iubitoare și foarte prietenoasă și foarte, foarte pașnică. Dar, din păcate, bivolii iarna și mai ales în adăpostul nostru cam precar, nu-i ce trebuie pentru bivoli. Deci am adus-o în casă și am pus un carton pe jos, am adus un balot mare, am pus fân grosul ea, dar aia tot frigă era și provocarea era să-i ridicăm temperatura, pentru că era clar că, ne-a spus domnul tehnician, la bivol, dacă temperatura scade sub 35 de grade, organele nu mai funcționează. Funcțiile vitale încep să scadă, să se oprească, să se blocheze. Așa că am adus-o la recomandarea domnului tehnician. Am adus-o în casă, am pus sticle cu apă fierbinte, dar nu direct pe piele, ci peste această pătură ca să nu o frigem. Și am înconjurat-o cu sticle cu apă fierbinte ca să încălzim cumva corpul. Cu toate că în aer acum e probabil 28 de grade în zona asta, dar totuși la nivelul podelei e cam frig. De când am adus-o la căldurică, s-a văzut un pic, că acolo jos eu chiar am crezut că o să moară, pentru că era cu ochii închiși, parcă sufla, de-abia mai sufla, deci era... Bun, trebuie să facem o paranteză. Eu sunt convins și m-am lămurit de asta și din ce spun alții, că bivolii sunt animale foarte dramatice. Da? Bivolul e un animal care atunci când îl doare ceva e ca bărbatul. Îl doare oarece, ioi ce mă doare, ioi ce mă doare, așa este eu. Așa fac eu când îmi strânge Andreea câte un coș de după urete, ori de oare unde. Atâta de rău mă plâng și mă cain și mă vai, de zici că mă împunge, mă înțapă cu oarece. Și cred că sunt ferm convins că așa și bivolii. Bivolii sunt niște animale foarte dramatice, care atunci când îi doare ceva, parcă nu mai vor să trăiască. Da? Însă ne-am dat seama că era de data asta foarte grav, pentru că ea stătea cu ochii închiși, de-abia mai respira, avea o respirație de aia foarte anormală. Așa că am tras și am închins de ea, că e bugăgie mare, are câte 60-70 de kg, eu cu Andreea și am scos-o din adăpost, cât am putut de cu grijă, bineînțeles. Am suit-o în remorcuța de la tractora și am upă noapte, că deja se făcuse noapte, era 6:30-7. Cu un balot de fân, cu toate ce le-am avut acolo, becul ăsta de la iez l-am luat, cam un iez s-a uscat, îs bine acolo, dorm în toate colțurile adăpostului, n-au nicio treabă. No, dar pe când am ajuns aici, eu am început să se vadă că totuși începe să, da, poate că nu mai ni s-a părut nouă, dar parcă gândești că deschidea ochii și se uita și atât slăbită, dar se uita că nu am unde suntem, am ce aici, știi? Dar ne-am bucurat când a ajuns domnul doctor, pentru că am văzut că avea o ladă, dita mai lada, cu tot felul de tratamente. Domnul a venit foarte pregătit și s-a așezat și a început să bage în ea. Prima dată i-a luat temperatura și era temperatură din aia că nu funcționa termometrul să o citească, dacă vă puteți da seama. Eu ras-o frumușel aici la gâtuc, cu mașina de tuns. Și i-a băgat perfuzie și a început să bage injecții, nu știu cât i-a băgat, vreo 7-8-10. Și i-a băgat la final și perfuzie cu soluție salină. Deci i-a băgat în ea tot ce trebuie. Calciu, intravenos, și vitamina C și o grămadă de treburi.
și dânsul, și domnul tehnician, și domnul doctor ne-a zis același lucru. Dacă nu reușim să ridicăm temperatura, n-are nicio șansă. După ce au administrat toate tratamentele, domnul doctor i-a mai măsurat odată temperatura, ca să nu zicem că i-a luat temperatura. I-a măsurat temperatura și am observat că încet, încet temperatura începea să urce. Mai era spre 33,6 și prima dată când i-a citit aparatul 33,3. Deci începea să urce temperatura. Ea era întinsă pe spate așa ca un mâț când stă la soare. Când am pus-o noi ca să fie cât mai comod, ne-am gândit noi și așa. Dar domnul doctor, după ce i-a făcut tratamentele, a zis că nu-i bine să stea așa, că ea stă pe burtă și nu stă ea normal pentru ea. Și atunci au împachetat-o frumos cum stă animalul când se așează un ghibol, se așează frumos pe picioare. O luat-o de o scuturat-o, după ce a plecat dânsul, am mai masat-o noi așa cu un smoc de fân, am făcut circulație la picioare, păstătăt, am mai masat-o, mai stimulat-o un pic. Dar domnul doctor o prins de când o gătat-o, o scuturat-o un pic, o tras-o de urechi, o dat un pic de șocuri ca să-și revină. Și dumnealui a fost tare bucuros că o văzut la urmă că ea își ține capul. Și când o văzut că își ține capul sus, o zis, no, e clar, e bine. Ia uite așa, când o vezi că poate să-și țină capul, sigur, acum ea vrea să se odihnească, că e obosită și epuizată și a fost dehidratată. Dar asta a fost primul semn că îi pe calea cea bună, când a intrat în alertă, are o poziție mai cât de cât normală. Am înfășurat-o din nou cu sticlele astea cu apă fierbinte, pe care o să le reîmprospătăm de-a lungul nopții, o să-i punem din nou apă foarte fierbinte ca să-i urcăm cât de bine temperatura către normală. Să vă dați seama cum era de gravă situația, că noi când am mers jos la ea prima dată am zis, bun, hai să-i dăm lăptic cald, hai să începem cu ce știm noi. Moment în care i-ai băgat biberonul în gură, dar ea nu l-a simțit, nu l-a folosit. Și acum când filmăm noi asta, când am început filmarea, Andreea îi dădea lapte și ea deja mai să sară, să se ridice, că mai vrea. Deci, cred că acum ea e liniștită, o bău lăpticul, ne așteptăm să își revină complet și să fie foarte, foarte bine. Am învățat astfel pe calea cea grea că adăpostul ăla nostru e foarte slab pentru un pui de bivol. Până acum noi n-am avut probleme niciodată cu iezii de la capre. Și al treilea, al patrulea an, când e fată caprele acolo, n-au probleme, nu am avut pierderi. Dar uite că bivolul e mult mai sensibil ca și caprele. Și atunci trebuie să o aducem aici, pe lângă casă, într-o anexă, unde mai avem noi încăperi mai bune un pic. Nu sunt căperi suficient de mari să bagi un ghibol adult în el, dar un pui de bivol se poate băga acolo și așa o să facem de acum acolo până ieșim din iarnă. Acum Măriuca nu are probleme, nu pare să aibă probleme, mănâncă și într-adevăr am aflat de la doctor și de la tehnician că un bivol adult nu e așa sensibil ca un pui de ăsta mic care o pleca de lângă măs, așa munici, el nu știe că vrea să trăiască ori nu mai merită să trăiască. Dar spune-o, Măriuca, nu ca spune-o, dragă, că merită să trăiești. Că la noi în gospodărie să vezi tu cât te răsfățăm noi. Și vine vara și îți dă Daniel mere, îți dă Daniel fructe, să vezi tu ce fain o să fie. Trebuie să trăiești, că merită să trăiești la noi. Spune-o că merită, no. Ea era urechile rești de numai, acum încep să fie călduțe și urechile. Cred că o să fii bine. Dar vezi tu ce bine o să fii după ce crești. Nu contează că te umplu de fân. Iată, de tine. Lasă că vezi tu ce bine ți-a fi.
Dar plăcea aici cu noi. Nu trebuie să fii așa descurajată, tu. Tu, Anuca, tu. Nu fi descurajată, vezi tu ce bine a fi. Foarte bine a fi, spune-o. Deznădejde ai. Nu-i. Dar vroiam să zic că și astăzi mi-a scris cineva că vrea să-și cumpere bivolița și cum să facă, că măi, oameni, nu vă mai luați după noi. Noi trebuie să zicem acolo, dar e și plictisitor să zicem în fiecare video, băi, nu vă luați după noi, lăsați-ne în pace, că noi trăim aventura noastră și trăim ce avem noi în cap. Dar să nu credeți că viața la țară și a crește animalei nu numai fantezie și numai drăgălășenii, nu, dragilor, îi bătaie de cap și îi provocare după provocare, păstă provocare. Deci fiecare zi din viața la țară cu animale îi o nouă bătaie de cap. Ajută și foarte important să le iubiți și să vreți să faceți asta din inimă, nu că vedeți pe Daniel din Maramureș sau pe nu știu care că crește, că ce crește el. Noi creștem asta pentru că ăștia-s gârgăunii noștri, asta e pasiunea noastră, asta e fantezia noastră și noi, practic, viața asta o trăim ca să fim noi, să ne împlinim planurile și visele. Și dacă aveți același planuri care coincid cu ale noastre, sigur, dar să nu credeți că tot ce vă arătăm noi e doar atât. Nici noi nu știm încă ce urmează pe drumul ăsta cu bivolița și cu toate provocările care le-am avut până acum. Că n-am ieșit încă din... Încă n-am ieșit din greu. Dar cred că până acum, până la momentul ăsta, de când a venit Andrei acasă, bivolița noastră, Anuca, era așa pe o pantă descendentă și acum pare să fie din nou pe o pantă ascendentă. Adică ne apropiem de mai bine. Deci, repet, nu vă luați după noi. Dacă vreți să vă luați după noi, e treaba voastră, vă asumați. Dar să nu vă imaginați că viața la țară e ușoară. Da, aveți curaj, aveți putere, aveți tărie de caracter, aveți voință să faceți ceva, faceți cu toată inima. Dar fiți pregătiți că vor fi greutăți mari și trebuie să aveți voință în voi atunci. Și noi avem. Mai ales că ne-am îndrăgostit de bivolița asta, ne-ar părea foarte rău să ne despărțim în vreun fel sau altul. Da, cam asta e. Sperăm ca video de astăzi să fie o învățătură pentru voi, pentru unii să fie probabil interesant despre provocările traiului la țară și a creșterii bivolițelor. Dacă sunteți crescători de bivolițe și aveți vreun sfat suplimentar pentru noi, vă rog să ne le scrieți în comentarii, că o să vă plictisiți până vă zicem noi, dar e important să ne susțineți în lupta cu algoritmul YouTube, care trebuie să recomande chestiile de valoare, chestiile frumoase, chestiile adevărate. Așa că like, distribuire, comentarii, vă mulțumim, vă salutăm și ne vedem data viitoare.